dacă ne face vreo surpriză asta, Mica. Acum, la proba a doua. Hai să vedem. Stai să vedem. Pădurii cu brazul îmbruș, măileana mea, ea pleacă-ți vârful jos, măileana mea, ca să aud cucu cântând, măi pădurii, pădurii, să-l văd pe Badea trecând, măi pădurii, pădurii. Pădurii de tine, leana mea, că tu n-ai necas pe lume, leana mea. Doar știi dorul meu de fată, pădurii, pădurii, pe care bănița-l poartă, pădurii, pădurii. Da, chiar da. Bună seara, doamna Velicu! Bine ați venit la Vedeta Populară! Ce bucurie să fiți astă seara alături de noi și cred că pentru ea nu mai zic. Mulțumesc din suflet, sunt mai emoționată eu decât ea. Vă simt un pic așa. Și vreau să îi urez să aibă longevitatea cântecului așa cum am eu, adică 60 de ani de cântec. Mulți înainte! Mulți înainte, mioare Velicu! Și... să asculte, să muncească foarte mult și să asculte de indicațiile celor din jur, pentru că foarte mult contează. Iuliana, eu îmi permiți... Vă rog! Să nu ies din scenă. Așa! Și pentru că eu n-am fost la niciun concurs, rog juriul să mă asculte și pe mine ca pe o concurentă. Nu cred așa ceva! Vai. Așa că am să cânt fără orchestră, am să cânt special pentru fiecare din juriu câte ceva. Nu cred, ce frumos! Și o să mă iertați pentru că eu la anul fac 80 de ani. Mulți înainte! Și am să cânt special pentru domnul Grigore Leșe. Vai! Pe un picior de ploaie, pe o gură de roi, iată vin la vale, se cobor pe cale, trei turme de oi cu trei ciobănei, unui moldovan, altui ungurean, și altui vrâncean, și altui vrâncean. O strofă atât! Ce frumos! Pentru doamna Elize, dumneavoastră sunteți doamnă și doamnă ferește. Pentru că în momentul când nu vă place un solist, zice așa, măi micuță, ai cântat prost, nu te pot primi. Emisiunea mea. Pentru iubita mea Niculina. Și-au plecat olteni la coasă, ila, ila, ila. Și-au rămas oltencele, ila, 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 ila. Și-au rămas oltencele, ila, ila, ila.
să se cere grânele. Ila, 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 ila. Ce frumos! Mulțumim! Mulțumesc! Pentru Cornelia. Cornelia, cerceii sunt de la tine, cadou. Da, mă bucur! Mândruță cu ochi de mură, nu umbla noaptea să-n gură. Nu umbla noaptea să-n gură. La 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 la, vine lupul și te fură. E fantastic. Acum ai acum. Hai, stai să vedem. Acum, pentru că știu că domnul Bogdan iubește foarte mult muzica lăutărească, aia veche, vă rog să-mi permiteți să cânt o strofă doar și cu cea mai mare bucurie. Nu știu ce e cu norocul, măi, măi. Bate vântul ars, focul l-a bătut și tot l-ars, măi. Nici cenușă n-a rămas, măi. Fantastic, nu, deci... Și bineînțeles că n-o uit, bineînțeles că n-o uit pe Iuliana. Aole. Și să mă iertați că era vorba de un gen de muzică. Dintr-o mie de femei n-a niciun auzit. Băi, nu cred că așa ce... Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă iubim. Îmi cer scuze că v-am deranjat. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să duceți pe drumul cel bun, cel mai bun, muzica populară, pentru că este foarte mare nevoie. A, doamna Mioara Velicu, concurenta, păi stați așa să auzim ce zice juriu, vă rog eu, păi la noi așa nu mai e. Nu plecați, da. Domnule Leșe, vă rog. Notele. Mi-a plăcut. Super, doamna Elize! Ce să zic? Nota 10 cu felicitări! Niculina! 10, doamna Mioara! Mulțumesc! Cornelia! Eu doar vă spun că vă iubesc din toată inima. Și eu mulțumesc. Bogdan? Frumos. Eu nu am crezut vreodată că o să trec prin așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut pentru noi în această seară. Vreau să vă spun că vă admir foarte tare și vă mai spun un mic secret. Soția mea vă absolut adoră. Mulțumesc. Să știți că vin și la anul. Mioara Velicu, așa cum îmi place mie să spun, o nemuritoare. Mulțumim, mulțumim, doamna Velicu. Și acum să vedem ce spune juriul. Hai, mai jurizați acum, după asta. Ce să mai zicem de concurentă? Deci, ia să auzim. Niculina, te rog frumos. Mi-a plăcut foarte mult strofa în care ai cântat împreună cu doamna Mioara. Ai fost degajată, ai fost veselă, ai fost sigură, ai primit ajutor din partea dumneiei și ai fost foarte bine pe strofa aceea. Mulțumim. Mulțumesc. Bogdan, te rog. E evident pentru toată lumea că te-a eclipsat. Nici n-ar fi fost foarte greu. Totuși, am simțit și un sprijin, mai ales emoțional, din partea dumneai, când era lângă tine, cum se uita la tine, hai, acum tu. Cred că ar trebui să înveți să te mai relaxezi. Altminteri, eu consider că ești pe drumul cel bun și momentul a fost absolutamente înălțător. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! A ales foarte bine ce a cântat. Un cântec așezat, totuși, n-a fost o lălăită din asta așa și s-a potrivit foarte bine. Și la prima probă și cu asta dă bine. Dacă mai trece și de proba a treia, atunci lucrurile sunt clare. Vă mulțumesc. Mulțumim! După așa o surpriză în platoul nostru. Curaj pentru proba a treia. Doamne ajută, mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim!